numesc Baicaneru, administrator la SCNR-ul Endaron de la Șandra. Lucrăm 400 de hectare de pământ anul acesta, din care 200 de hectare au fost cultivate cu porumb. Din cele 200 de hectare, aproximativ 90% a fost cu hibrizi de calb. Hibrizi de calb din care am avut 2 hibrizi, 51-41 și 50-31. La 51-41 am scos o producție de medie în jur de 14 tone. La 50-31, un pic mai puțin, aproximativ 14 tone, 13.800. Ca fertilizare am folosit 18-46 în cantitate de 250 de kg pe hectar la semănat direct în pământ. Iar la prășit 250-260 de kg de azot, care tot a fost băgat în pământ, acoperit. Datorită producțiilor scoase, recomand tuturor hibrizii de calb.